Am cântat despre Ierusalim, urmează să învățăm din Sfânta Carte tot despre Ierusalim, de data aceasta, în lecția a 8-a, Ierusalimul în perspectivă profetică. Din punct de vedere profetic, există promisiunea lui Dumnezeu pentru Ierusalim, pentru Israel, care încă nu s-au împlinit. Putem spune, așa cum este scris în Psalmul 102, ceea ce se referă atât la trecut cât și la viitor, ca și principiu. Versetul 13. Tu te vei scula și vei avea milă de Sion, una din denumirile Ierusalimului, căci este vremea să te înduri de el, a venit vremea hotărâtă pentru el. Toate lucrurile se realizează după timpul lui Dumnezeu. Ceea ce știm e faptul că rămâne valabil și pentru ultima generație un principiu enunțat în profeți. Citesc din cartea lui Isaia, capitolul 59, versetul 20. Da, va veni un răscumpărător pentru Sion. Aceasta se referea în prim plan la venirea Domnului. Dar mai există încă evrei pentru care răscumpărătorul, mântuirea încă n-a venit. Pentru cei lui Iacov, și iată condiția, care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul. Rămânem tot în profeți și tot gândindu-ne la viitor, citind din Ioel capitolul 2, știți că acolo este profețit pentru zilele din urmă, așa după cum a arătat Petru în ziua cincizecimii, și concret pentru Ierusalim scrie în 2:32, atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Avem de-a face cu mântuirea generală pentru evrei, pentru neamuri, căci mântuirea va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, și între cei rămași pe care îi va chema Domnul. Potrivit profețiilor Bibliei, mai există încă o parte de evrei care trebuie să se mântuiască, o ultimă generație. Dumnezeu îi are în vedere și nu își va încheia lucrarea fără să-i cuprindă și pe ei în planul mântuirii. Dar în tot acest interval, de la Domnul Hristos, de la apostoli, ceea ce am discutat în lecția anterioară, și până va veni vremea aceea să ne gândim că deja sunt aproape 2000 de ani, în acest timp, tot profeții au spus că multe generații vor avea de înfruntat vremuri de strâmtorare. Să citim din cartea profetului Daniel, capitolul 9, versetele 25 și 26. Să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou Ierusalimului, după revenirea din Babilon, până la unsul, Mesia, observați etapele potrivit cu lecțiile ce le-am studiat, la cărămuitorul vor trece 7 săptămâni, apoi timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul lui Domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș, ceea ce s-a întâmplat în anul 70, cum am vorbit, dar profeția continuă. Și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. Se spune că doi rabini evrei priveau într-una din aceste perioade de strâmtorare și în loc să vadă locașul sfânt și slujbele îndeplinindu-se, au văzut ruine și o vulpe, un animal necurat trecând peste ruinele locurilor sfinte. Și unul a început să plângă și a zis, vai ce a ajuns locașul lui Dumnezeu.
Iar celălalt, mai încrezător în promisiunile lui Dumnezeu, s-a gândit și a spus, dacă s-a împlinit prima parte a profeției că va fi dărâmat, se va împlini și a doua că va fi rezidit. S-au împlinit cele rele, se vor împlini și cele bune. Pentru că Dumnezeu, așa a spus pentru Israel, am vegheat să împlinesc în bine, am vegheat să împlinesc în rău, în funcție de starea poporului. Să privim într-o primă parte a lecției noastre la câteva realități istorice și contemporane, foarte pe scurt, urmând apoi, într-o a doua parte mai consistentă, să observăm câteva aspecte profetice pentru Ierusalim și templu, pentru Israel. În ultimii 2000 de ani de istorie, Ierusalimul, și am putea spune întreg teritoriul Israelului, a fost sub stăpânire romană mai întâi, apoi a trecut sub cea musulmană, cu excepția unor perioade scurte din timpul cruciadelor, perioada secolului 11-13, până la primul război mondial, de când a trecut sub mandat britanic, iar din 1948, cum știți, Israelul și-a declarat și a recâștigat independența. În 1967, în războiul de 6 zile, a fost eliberat întreg Ierusalimul, până atunci era împărțit între jurisdicție israeliană și respectiv arabă, și din 1981 este declarat prin votul Parlamentului Knessetului israelian capitala Ierusalimului, capitala statului Israel. Iată așadar că pedepsele Domnului exprimate prin profeți au avut o perioadă foarte lungă de împlinire. Au trecut veacuri în care Ierusalimul a fost o ruină, în care evreii n-au fost stăpâni pe locurile lor sacre. Ierusalimul era sub blestem, pentru că păcatul a trebuit plătit. Spunea Domnul prin profetul Țefania, citim din capitolul 2 al cărții sale, versetul 15, chiar și 14, pentru o evidențiere mai vastă, în mijlocul cetății se vor culca turme de vite de tot felul. Aici face referire la Ninive. Ariciul vor rămânea peste noapte pe acoperișul stâlpului la ferestre, se vor auzi țipetele lor, pustirea va fi în pracă și căptușeala de cedru va fi scoasă. Iată dar cetatea aceea veselă, care stătea plină de încredere și zicea în inima ei, eu și niciuna afară de mine, vai cum s-a prefăcut în pustiu și în culcuș de fiare, toți ce trec pe lângă ea fluieră și arată cu mâna. Și profetul arată în continuare cum Dumnezeu a fost nevoit să facă și Ierusalimului ca și acestor cetăți ale păgânilor. Citesc din capitolul 3. Vai de cetatea îndărădnică și spurcată, vai de cetatea plină de asuprire. Versetul 4. Prorocii ei sunt ușurate, cenșelători, preoții pângăresc lucrurile sfinte, calcă legea. Domnul este fără prihană în mijlocul ei, el nu face nicio nelegiuire, în fiecare dimineață își scoate la lumină judecățile fără să înceteze vreodată, dar cine este nelegiuit nu știe de rușine. Am nimicit neamuri, le-am dărâmat turnul, le-am pustit ulițile și nu mai trece nimeni pe ele, cetăților sunt pustite, nu mai au niciun om în ele și nimeni nu mai locuiește în ele. Dumnezeu își rostise pedeapsa. Despre aceste vremuri a vorbit mai aproape Domnul Iisus Hristos, să citim din Evanghelia după Luca, capitolul 21, unde El a profețit în mod concret, versetul 24. Vor cădea sub ascuțișul săbiei, vor fi luați rob printre toate neamurile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. 2000 de ani, alții au stăpânit peste Ierusalim. De aceea spunea Domnul, mai întoarcem două pagini în Scripturi, 23 cu 28, vorbind femeilor, fiicele Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri.
Evreii au trecut prin perioade grele. Au fost perioade în care n-au avut voie să locuiască în Ierusalim. Au fost împrăștiați prin toate țările, au fost expulzați din Europa de-a lungul Evului Mediu de mai multe ori. Știți ce au suferit în timpul celor de-al doilea război mondial? Pentru că trebuia să se împlinească profețiile rostite de Domnul. În prezent, situația Israelului este în atenția opiniei publice și a conducătorilor națiunilor. Recent, la UNESCO s-a acceptat organizația palestiniene, mai exact, cu drepturi în această organizație anexată ONU. Din cât știu eu, peste 100 de țări au votat pentru palestinieni, vreo 14 au votat împotrivă și 50 și ceva s-au abținut. Deci iată ce puțin prieteni are Israelul. Chiar dacă Ierusalimul este al lor, în parte este populat de arabi și evreii sunt împiedicați să-și reconstruiască templul ce și-or dori ei în mod deosebit cei ortodoxi cu ardoare. Pretențiile musulmanilor, care consideră Ierusalimul al treilea loc sacru după Mecca și Medina, va mai mult, domul stâncii, care este așezat pe muntele More, acolo unde Avram a dus pe Isaac ca jertfă, și moscheea lui Omar, împiedică reconstrucția templului, deși există un institut al templului care se ocupă numai cu acest aspect. Și alte foruri religioase evrești se pregătesc cu materiale și fonduri necesare. Încă problema este complicată, chiar dacă Israelul este un stat independent și dezvoltat din punct de vedere economic. Am amintit puțin, ca să fim cu istoria la zi, într-o survolare rapidă, să ne oprim, așa cum vă spuneam, la ceea ce este mai important, câteva aspecte profetice referitoare la Ierusalim, la templu, la Israel. În primul rând, un principiu general care se aplică la profeții. Citesc din Evanghelia după Ioan, capitolele 13, 14 și 16. Profețiile Bibliei nu dezvăluie în întregime planurile lui Dumnezeu, ci doar prezintă cadrul în care Dumnezeu va lucra și anumite semne care sunt repere pentru cei credincioși. Dumnezeu nu ne dezvăluie planul în întregime. Și vă rog să vă gândiți referitor la întâia venire a Domnului Hristos, în care perioada evrei au fost luați prin surprindere, aș spune. Nu se așteptau la un asemenea Mesia. N-au avut toate datele. Pentru că așa lucrează Dumnezeu. Referitor la evrei, la sfârșit, la revenirea Domnului, principiul rămâne valabil. Avem prezentat un cadru general, dar nu avem toate datele. De aceea cei care se chinuiesc să alcătuiască un orar al evenimentelor lui Dumnezeu, greșesc, într-un fel sau altul. Pentru că nu avem toate datele probleme ca să facem noi schițe foarte amănunțite. Ascultați cuvintele Domnului și revin asupra ideii, Ioan 13, versetul 19. Vă spun lucrul acesta de pe acum, înainte ca să se întâmple. Pentru că atunci când se va întâmpla, să credeți. Adică le-a dat un reper și avea să fie folosit în momentul împlinirii profeției de referință. Citesc din 14 cu 29. Vă rog să observați că Domnul insistă asupra ideii, ceea ce înseamnă că este un principiu. Domnul repetă de trei ori ca ei să înțeleagă. Și v-am spus aceste lucruri acum înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se vor întâmpla să credeți, adică nu putem să știm dinainte. De-abia atunci când se întâmplă, ne gândim la cadrul pe care Dumnezeu l-a oferit prin profeție și la semne. Și în 16 cu 4 este reiterată ideea, v-am spus aceste lucruri pentru că atunci când va veni ceasul să se împlinească,
să vă aduceți aminte. Și Duhul Sfânt are tocmai rolul acesta să ne aducă aminte în momente speciale. Nu are rolul să ne spună de la început, de la A la Z, ce și cum urmează. Repet, toți care au făcut calcule au dat greș. Spunea Domnul în continuare, atunci să vă aduceți aminte că vi le-am spus, nu vi le-am spus de la început pentru că eram cu voi. Și în continuare face referire tocmai la Duhul Sfânt și la rolul său. În ideea aceasta, să nu dați crezare cu ușurință vreunei teorii, vreunei interpretări, fie predicată, fie scrisă într-o carte, că așa se va întâmpla cu ani, cu zile, cu calcule, pentru ca nu cumva să suferim decepție apoi și să nu mai știm ce avem de crezut. În primul rând, trebuie să reținem că profețiile Vechiului Testament referitoare la Israel au în vedere situații fizice, terestre, dar au în vedere și împliniri spirituale, simbolice. Ceea ce înseamnă că trebuie să fim atenți, care se împlinesc literal și care au o împlinire spirituală, care sunt prezentate într-o formă alegorică. În privința aceasta, teologii sunt divizați. În ce privește perioada sfârșitului și a mileniului, de exemplu, și totodată planul lui Dumnezeu pentru Israel. Acum să luăm doar trei referințe din profeți, să nu ne complicăm prea tare, Isaia capitolul 2, și vă rog să vă gândiți aceste profeții, ce împlinire au? Fizică sau spirituală? Isaia 2, de la versetul 1. Prorocia privește Iuda și Ierusalimul, deci suntem la subiect. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor, că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. Se va înălța deasupra dealului și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Dacă avem de-a face aici cu o interpretare literală, fizică, gândindu-ne că Ierusalimul este situat undeva la altitudinea de 800 de metri pe un munte, asta ar însemna că toate popoarele vor merge în peregrinaj la Ierusalim. Cu ce scop? Poporile se vor duce o grămadă la el și vor zice, veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului Iacov, să ne învețe căile lui, să umblăm în căile lui, căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Aceasta ar fi interpretarea literală. Ceea ce ar pune unii pe seama mie de ani, de exemplu. Interpretarea spirituală comportă alți parametri. Recitesc versetul 2. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor, adică Dumnezeu va lucra în cursul anilor, muntele casei Domnului, ce este un munte în plan profetic? O referire la o împărăție. Va fi întemeiat ca cel mai înalt munte, pentru că aceasta e cea mai mare împărăție, cea mai mare lucrare. Se va înălța deasupra dealurilor, cum a văzut Daniel în profeție și acolo avem explicația. Va cuprinde întreg pământul, se va extinde, va nimici toate celelalte împărății și oamenii vor veni la Domnul, de fapt, nu în peregrinaj. Dar, repet, teologii sunt împărțiți. Unii merg pe varianta fizică, au un Ierusalim în centrul pământului și oamenii vor merge la templu ce va fi reconstruit sau la vreo reședință specială a Domnului așezat aici pe pământ. Și varianta a doua, o interpretare spirituală, când oamenii vor veni la Domnul. Citesc tot din Isaia, întoarcem o pagină, capitolul 4, de la versetul 2. În vremea aceea odrasla Domnului va fi plină de măreție și slavă și rodul țării va fi plin de strălucire și frumusețe pentru cei mântuiți ai lui Israel. Și cel rămas în Sion, cel lăsat în Ierusalim, se va numi Sfânt, oricine va fi scris printre cei vii la Ierusalim. După ce va spăla Domnul murdăriile fiicii Sionului și va curăți Ierusalimul de vinovăția de sânge din mijlocul lui cu Duhul judecății și cu Duhul nimicirii,
Domnul va așeza peste toată întinderea muntelui Sionului și peste locurile lui de adunare un nor de fum ziua, un foc de flăcără strălucitor noaptea, da, peste toată slava va fi un adăpost. Dacă o luăm și aceasta fizic, înseamnă că va fi cam pustie, un nor de foc sau un nor de fum. Mare și acolo va fi reședința Domnului, o colibră ca umbrară împotriva căldurii zilei și ca loc de adăpost și de ocrotire împotriva furtunii și ploii. Așa cum am spus și lecțiile anterioare, nu cred că aceste profeții sunt fizice. Nu cred că va mai fi nevoie din nou de un nor ca și în pustie. Vreau să înțelegem că există promisiuni profetice. Așa cum am citit aici și vă voi mai citi în privința aceasta, de exemplu, din Ioel, capitolul 3, care nu pot să se împlinească fizic aici pe pământ. Pentru că se vorbește foarte clar despre o absență totală, desăvârșită a oricărei forme de rău. Au fost unii care au mers pe ideea asta fizică și au crezut că omenirea se va schimba în bine și Dumnezeu în final își va instaura împărăția aici pe pământ și toate neamurile se vor supune și cele ce nu se vor supune nu vor beneficia de ploaie și de celelalte haruri ale Domnului și vor fi nevoite să caute pe Domnul. Iată că istoria confirmă ce spune Biblia, dar în mod adevărat, că omenirea merge din rău mai rău și Dumnezeu va trebui să-și pronunțe judecățile. Și aceste împliniri din profeție nu pot privi realitatea fizică de aici. Unele au împlinire numai în împărăția lui Dumnezeu, după judecată, după ce va fi îndepărtat răul. Ioel, capitolul 3, de la versetul 17. Și vei ști că eu sunt Dumnezeul vostru care locuiește în Sion, muntele meu cel sfânt, Ierusalimul însă va fi sfânt și nu vor mai trece străini prin el. Asta nu se poate împlini aici pe pământ în condițiile vieții acesteia. În vremea aceea va picura must din munți. Astea nu pot fi interpretate literal. Va curge lapte din dealuri, toate părăile lui Iuda vor fi pline de apă, un izvor va ieși de asemenea din casa Domnului și va uda valea Sitim. Egiptul va ajunge pustiu, Edomul va ajunge o pustie stearpă din pricina sălnicii făcute împotriva copiilor lui Iuda, a căror sânge nevinovat l-au vărsat în țara lor. Dar Iuda va fi veșnic locuit și Ierusalimul din neam în neam. Dumnezeu are în vedere perspectiva eternă. Și după cum vă spuneam de la început, în profeție lucrurile sunt împletite. Unele, ca și în cazul Domnului Hristos, au avut în vedere prima venire, altele au în vedere a doua venire. Unele se referă la lucrarea mântuirii de aici, altele privesc lucrurile în împărăția lui Dumnezeu. Mai luăm o referire, Mica, capitolul 4, și apoi vin cu o concluzie la acestea. Este o profeție pereche cu cea din Isaia 2, dar care surprinde și alte aspecte. În vremurile de pe urmă, muntele casei Domnului va fi întemeiat tare, ca cel mai înalt munte, se va înălța deasupra dealului și poporile vor veni grămadă la el. Neamurile se vor duce o grămadă la el și vor zice, veniți, haidem să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului Iacov, ca să ne învețe căile lui, să umblăm pe cărările lui, căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. El va judeca între multe popoare, va hotărâ între neamuri puternice depărtate. Din săbilor își vor făuri fiare de plug, din suliților cosoare. Niciun neam nu va trage sabia împotriva altui neam și nu vor mai învăța să facă război, ci fiecare va locui sub vița lui și sub smochinul lui și nimeni nu-i va turbura, căci gura Domnului oștirilor a vorbit. În acest context, evreii, și vom mai face referire la aceste aspecte în lecția viitoare, erau înclinați în primul rând și iată că și creștinii au aceeași înclinație, că suntem oameni toți. Să interpretăm profețiile
în plan fizic, literal. Și să credem că din Ierusalim va face Domnul o reședință specială și toate popoarele îl vor înconjura cu supunere. Cred că mai degrabă Domnul a avut în vedere mântuirea care a pornit de la Ierusalim și împărăția care se constituie în jurul Domnului Hristos. Noi am discutat în lecțiile trecute că templul fizic și-a pierdut funcția de intermediere, de reședința lui Dumnezeu și lucrurile capătă o natură spirituală. Când Domnul a spus, stricați templul acesta și eu fac un altul, evreii n-au înțeles. De ce n-au înțeles? Tocmai fiindcă interpretau aceste profeții în plan fizic, cu referire la Ierusalim, la templu. De aceea recomand o gândire de factură spirituală, să ne ridicăm deasupra a ceea ce este specific omului, să vadă fericirea aici. Chiar dacă nu bogății, să trăiască fiecare sub vița și sub finicul lui, sub smochinul lui și să aibă ceea ce îi trebuie. Îmi spuneau chiar băieții mei zilele acestea că, fiind plecați în Apuseni, un frate le spunea, să vezi ce frumos o să fie atunci, cum o să semănăm și nu o să mai crească buruieni. O să fie greu din belșug și de toate. În general, oamenii sunt legați de ceea ce se vede. Dar cred că Scriptura ne cheamă să privim la împlinirea acestor lucruri într-o perspectivă spirituală. Pentru ca să ne fixăm privirea nu spre cele de jos, ci spre cele de sus. Parte din aceste profeții se împlinesc acum. Oamenii vin cu grămadă la Domnul, ne referim la cei 2000 de ani de istorie. Parte se vor împlini după revenirea Domnului. Atunci nu va mai fi niciun străin la Ierusalim. Și vom citi și din Zaharia, nimic întinat. Asta spune în Apocalipsa, când nu va fi nimic întinat? În cetatea aceea, dar aici pe pământ, pe un pământ blestemat, nu ne putem aștepta decât la ceea ce arată Apocalipsa, distrugere, plăgi, nenorocire. Însă noi, cum scrie și Petru, după făgăduința lui, ce așteptăm aici? Nu aici. Așteptăm ceruri noi și un pământ nou. De aceea să ne îndreptăm privirile spre cele de sus. Amin. În al doilea rând, o separare între restabilirea fizică a Israelului și întoarcerea lor la Domnul ne ajută foarte mult să înțelegem planul lui Dumnezeu pentru Israel și realitatea actuală. Cum am spus, Israelul este stat din 1948. Limba evreiască a reînviat de 100 și ceva de ani. Ei s-au întors, dar iată că profețiile nu s-au împlinit, în sensul că ei nu s-au întors la Domnul. Ei, de aici trebuie să înțelegem că o parte din profeții priveau restabilirea fizică a Israelului. Dar n-a fost așa și cu Domnul. Întâi el s-a născut din punct de vedere fizic. Oamenii așteptau un Mesia special. Domnul a venit într-o ființă umană pe care ei n-au înțeles-o, l-au luat drept tâmplarul, fiul tâmplarului. De-abia după așezarea fizică a Israelului, de acum, nu știm când, poate să apară în orice an de acum, întoarcerea evreilor la Domnul. Dar astea sunt două etape. Întâi Domnul i-a întors din punct de vedere fizic în Țara Sfântă și de acum urmează să fie întors la Domnul, să se pocăiască, și asta este dimensiunea spirituală. Vreau să citim aceasta din Scriptură pentru a observa că se repetă situația de după robia babiloniană. Vă amintiți câți evrei s-au întors? Din robia babiloniană s-au întors sub 50.000 de evrei. Apoi au mai venit câteva mii cu Ezra și Nemia, cu Ezra mai exact,
în vremea lui Ezra și Nemia, dar ceilalți? Acum pe pământ sunt aproximativ 18 milioane de evrei. În Țara Sfântă cât sunt? 5. Ceilalți de ce nu se duc? Nu se vor duce toți. Nici altă dată nu s-au întors toți. Numai o parte din evrei s-a întors. Pentru că întotdeauna Dumnezeu a vorbit de o rămășiță. Ceilalți nu vor să se întoarcă. Ba chiar este o vorbă pentru evrei, dacă mai cu ani în urmă se spunea la anul la Ierusalim, unii spun la anul la New York. Acolo este o comunitate mare de evrei. Nu toți vor să rămână în Țara Sfântă. Este interesant, din cât am citit eu, unii au o dorință profundă, mergem în Eretz Israel, Țara Israel. Alții nu sunt doritori să se mute acolo. Interesant este că cei ce se mută o fac în pofida războiului și a situației nesigure, iar alții nu prezintă interes pentru aceasta. Cred că și această diferențiere face parte din planul lui Dumnezeu. Cu asta nu spun că cei care sunt prin America nu pot să se mântuiască. Că oricând au fost evrei credincioși, dar puțini, așa, 1-2 pe aici colo. Dar planul lui Dumnezeu cu ultima generație de evrei se va realiza cu cei ce se întorc în Țara Sfântă. Poate se vor mai întoarce încă de acum, dar cu siguranță toți nu se întorc. Pentru că așa vă citesc din profeții. Asta nu doar din statistici, Ieremia, capitolul 3, versetul 14. Întoarceți-vă, copii răzvrătiți, zice Domnul, căci eu sunt stăpânul vostru. Eu voi lua pe unul dintr-o cetate, pe doi dintr-o familie și vă voi aduce înapoi în Sion, nu pe toți. Ieremia, capitolul 30, versetul 18. Așa vorbește Domnul, iată, aduc înapoi pe prinșii de război ai cortului lui Iacov și mi-e milă de locașurile lui. Cetatea va fi zidită iarăși pe dealul ei și casa împărătească va fi locuită iarăși cum era. Și din capitolul 31, de la versetul 3, din nou vorbește despre întoarcerea lor. Hai versetul 12 să-l amintim. Ei vor veni, vor chiu de bucurie pe înălțimile Sionului, vor arega la bunătățile Domnului, la grâu, la mus, la undelem, la oi și boi, sufletul le va fi ca o grădină bine odată și nu vor mai tânji. Interesant este că profețiile din Isaia au, cred în această privință, o dublă împlinire. De exemplu, este scris că pustia va înflori ca trandafir. În acești 60 de ani de când sunt în Țara Sfântă, evreii au plantat foarte mulți pomi, sunt specialiști și în agricultură, exportă diverse produse și din acest domeniu și față de ceea ce era înainte, am putea spune că s-a împlinit profeția și din punct de vedere fizic. Țara a înflorit. Dar, gândindu-l la cele scrise în profeți, Dumnezeu vrea ca să înflorească sufletele lor? Căci nu dealurile are în plan Dumnezeu să le mântuiască, ci oamenii care populează aceste locuri. De aceea cred că este bine să ne rugăm ca Domnul să-i cerceteze pe evrei în vremea aceasta. Să nu fim egoiști, așa ca Iona. Să ne mântuiască Domnul pe noi, să mântuiască Domnul și evrei și neamuri, potrivit cu planul și voia sa. Deci, mai întâi, ceea ce s-a produs deja și este în curs de delorare, evreii după 2000 de ani s-au întors în țara lor, au un stat, dar se așteaptă de acum întoarcerea lor la Domnul. Ei sunt o națiune cu nimic mai bună decât celelalte în momentul de față. Absolut cu nimic mai bun. Câtă stricăciune este în restul pământului, așa este și la ei. Întoarcerea lor la Domnul nu s-a suprapus peste întoarcerea lor în țară. Este o diferență de timp între aceste evenimente, între aceste lucrări. Întoarcerea lor la Domnul, spun acum în al treilea rând, se va produce pe fondul unei perioade grele pentru ei. Să citim din cartea profetului Zaharia. Și aici avem de-a face strict cu profeția și cu ceea ce urmează, capitolul 12, versetul 7.
Domnul va mântui mai întâi corturile lui Iuda, pentru ca slava casei lui David și fala locuitorilor Ierusalimului să nu se înalțe peste Iuda. Deci are Domnul în vedere nu numai Ierusalimul, ci întreg teritoriul, adică evreii. Continuăm de la versetul 10. Atunci, și asta încă nu s-a împlinit, urmează. Voi torna peste casa lui David și peste locuitorul Ierusalimului un duc de îndurare și de rugăciune. Își vor întoarce privirile spre mine, pe care l-au străpuns, că ei l-au osândit și răstignit pe Domnul. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe un întâi născut. În ziua aceea va fi mare jale la Ierusalim și în alte părți și pe familii. Va fi vremea pocăinței lor. Dar în ce condiții? Aceeași pagină, capitolul 14, de la versetul 2. Atunci voi strânge toate neamul la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite și femeile batjocorite. Jumătate în cetate va merge în robie, dar rămășița poporului nu va fi nimicită cu desăvârșire din cetate. Și Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri, cum s-a luptat în ziua bătăliei. Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Prezint aici o mutare ce va avea loc. Asta împletește cu vremea sfârșitului, dar să rețineți primul aspect pe care l-am amintit. Rămășița aceasta, într-o vreme de criză, se va întoarce la Domnul. Domnul va cerceta cu Duhul lui. Asta citim în Romani, cuvintele Apostolului Pavel, cel zelos pentru poporul său, capitolul 11, versetul 26. Citim și 25, să fim în context. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta, o parte din Israel a căzut într-o pietrire și ei încă sunt în împietrire, care va ținea până va intra numărul de plin al neamurilor. Și atunci, tot Israelul va fi mântuit. După cum este scris, izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. Dar acest tot Israelul va fi mântuit, așa cum am amintit și duminică seara, are în vedere toată rămășița. Nu toți cei 18 milioane de evrei sau toți cei 5 aproximativ milioane de evrei cât sunt acum în Eretz Israel. Scrie în Daniel capitolul 12, versetul 1 și drept dovadă că pocăința lor va fi într-o vreme critică. Nu știm ce se va întâmpla în continuare, observați în jur, parcă totul este un butoi de pulbere. Iranul, probleme în Siria, Domnul știe cât mai ține lucrurile așa. Va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până în vremea aceea, dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit, în vremuri de strâmtorare. Și anume, oricine va fi găsit scris în carte. Evreii se vor pocăi într-o vreme critică și se va împlini numărul celor mântuiți. Scrie în Apocalipsa capitolul 7 că i-a văzut pe cetruiți câte 12.000 dintr-o seminție. Asta nu înseamnă că numai 12.000 dintr-o seminție. E un număr simbolic, ceea ce înseamnă numărul complet. Tot ce e scris în carte, tot Israelul, adică toată rămășița. E un număr deplin al neamurilor și un număr de plin al evreilor. Numărul acesta îl are Dumnezeu, cărțile sunt la el, sunt completate. Planul lui este în întregime făcut. De aceea el știe ce vremuri vor fi atunci și câți se vor întoarce la Domnul. Dar, și vreau să rețineți tot în ideea aceasta, mântuirea lor nu va fi pe baza templului. După gândirea ce au acum, ei și-ar face templu. Și chiar acum citeam că este în discuție dacă să treacă la jerfe sau nu, s-a încercat de sărbători, unii preoți mai zeloși să sacrifice o miel, dar problema a ajuns în tribunal și statul nu le-a dat voie. Când vor fi cercetați de Domnul, spune Scriptura în Ieremia capitolul 3, că mântuirea lor va fi ca și a noastră. Ei vor fi mântuiți prin biserică, nu separat.
Ieremia, capitolul 3, de la versetul 16. Când vă veți mulți și veți crește în țară, că niciodată n-au fost cât sunt acum, în acești 2000 de ani, nu se va mai vorbi de chivotul legământului Domnului, nu va mai veni nimănui în gând, nu își vom merge aminte de el, nu vor mai simți lipsa și nici nu vor mai face altul. În vremea aceea Ierusalimul se va numi scaun de domnie al Domnului, toate neamurile se vor strânge la Ierusalim în numele Domnului și nu vor mai urma pornirile inimilor. În zilele acelea casa lui Iuda va umbla cu casa lui Israel și vor veni împreună, vedeți că nu mai sunt două regate ca înainte de robia babiloniană, din țara de la miază noapte, în țara pe care am dat-o în stăpânire părinților voștri. În al patrulea rând, vă rog să rețineți că perioada specifică de necaz, dacă tot am vorbit de strâmtorare, pentru poporul lui Dumnezeu este consemnat în profeții și se extinde pe perioada a două vremi, o vreme și o jumătate de vreme, sau 42 de luni sau 1260 de zile, ceea ce înseamnă 3 ani și jumătate. Atât îngăduie Dumnezeu. 3 ani și jumătate au fost în vremea lui Antiohul Epifanus, anii 168-165 înaintea noastră. 3 ani și de asemenea au fost între anii 68 și 70, perioada aceea critică, și la sfârșit ne spune cartea Apocalipsa, scrisă după anul 70, deci nu putea să privească perioade anterioare, e profeție, tot 3 ani și jumătate critici vor fi și acum la urmă. Așa cum vă citesc din Apocalipsa, capitolul 11, dar să nu ne luăm îndrăzneala să punem noi borna în calendarul timpului și să spunem de atunci încep acei 3 ani și jumătate, 11:2, dar curtea de afara templului las-o în par, la o parte nemăsurată, căci a fost dată neamurilor care vor călca în picioare sfânta cetate 42 de luni. Asta nu înseamnă că în perioada aceea Dumnezeu nu lucrează, căci tocmai aici e vorba de cei doi martori. Versetul următor, voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile, ceea ce înseamnă echivalentul aceleiași perioade. Scrie în 12:14, din nou despre vreme critică, dar din nou în care totuși Domnul este în control și cele două arepele vultului cele mari au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie, în locul unde este hrănită o vreme, două vremi și jumătatea unei vremi departe de fața șarpelui. Și în 13:5, și i s-a dat o gură, vorba de fiară, care rostea vorbe mari și hule, și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Dat fiind faptul că aici avem trecut și anii, și lunile, și zilele, înseamnă că nu mai putem să luăm zilele drept ani, cum de exemplu afirmă adventiști. Ei spun că perioada de 1260 de zile au expirat cu ocazia Revoluției franceze de la sfârșitul secolului XVIII. Repet, este scris în cartea lui Daniel, zice acolo, cât privește vedenia cu zilele, cu serile și diminețile, e adevărat. Adică atât a fost și am adus și argumente din istorie, că asta e perioada strict. Nu îngăduie Dumnezeu mai mult de atât să fie perioada critică. Știți ce spunea Domnul? Dacă n-ar scurta el unele zile, nimeni n-ar scăpa. Fierii nu știe îngăduit să facă tot ce vrea 1000 de ani. Domnul domnește 1000 de ani. Fiara are un timp limită în care, repet, și atunci Dumnezeu controlează situația, dar cum spunea Domnul când a fost prins, ăsta e ceasul vostru și puterea întunericului. Și un ultim adevăr cu privire la profețiile pentru Ierusalim, Ierusalimul, ca și locație fizică, a fost și va fi încă locul lucrărilor divine. Spuneam că acolo încă evreii trebuie să mântuiască. Acolo va fi mare strâmtorare, timp în care se vor întoarce la Domnul. Ierusalimul rămâne locul de încercare al neamurilor. Va fi locul de interes prioritar până la sfârșitul istoriei acestui pământ. De acolo a pornit mântuirea
și acolo se încheie istoria. E locul cu care Dumnezeu are de-a face în mod deosebit. De aceea toate se focalizează în jurul Ierusalimului. Acolo Domnul își va desăvârși lucrarea în sensul că o va finaliza și tot acolo își va arăta puterea. De acolo va începe judecata, apocalipsa lui Dumnezeu. Să citim din profeți pentru a observa cum de-a lungul generațiilor Dumnezeu le-a vestit pe toate acestea. Psalmul 87, de la versetul 1. Sionul are temelii așezate pe munții cei sfinți. Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacov. Lucruri plin de slavă au fost spuse despre tine, cetatea lui Dumnezeu. Eu pomenesc Egiptul și Babilonul printre cei ce mă cunosc. Iată țara filistenilor, Tirul cu Etiopia, în Sion s-au născut. Cum adică? Adică din Sion a plecat mântuirea la toate aceste neamuri. Acolo s-au născut. Cum am citit din Isaia, veniți la Ierusalim să ne învețe legea. Iar despre Sion este zis, toți s-au născut în el și cel prea înalt îl întărește. Domnul numără popoarele scriindu-le, acolo s-au născut. Și cei ce cântă și cei ce joacă strigă, toate izvoarele mele sunt în tine. Acolo este epicentru lucrării lui Dumnezeu. Și la sfârșit lucrurile vor fi și mai evidente. Să trecem din nou în profeți, Isaia 66. Dar să ne oprim totuși în drum și la 31:9, acolo este un verset interesant. Zice Domnul, spune finalul versetului, care are focul în Sion și cuptorul în Ierusalim. Acolo Domnul va lămuri lucrurile. Cine din Israel va fi mântuit și cum vor fi judecate neamurile? Acolo și are focul și cuptorul. Isaia 66. Versetul 6. Un glas răsunător iese din cetate. Un glas iese din templu. Este glasul Domnului care dă vrăjmașilor lui plata cuvenită. Și nu ne extindem, dar amintiți-vă din Ezechiel, când Dumnezeu cheamă popoarele la Ierusalim acolo să se judece cu Gog, cu Magog, acolo unde și-are focul lui. Dar mai citim din Zaharia, pentru că aici lucrurile sunt concentrate. Și vă rog să vă gândiți, știți când a trăit Zaharia? Când s-a reconstruit templul după revenirea din Babilon. În primele capitole el vorbește despre reconstruirea de atunci, și în ultimele capitole vorbește despre sfârșitul îndepărtat al istoriei. Ce frumos iese în evidență că Dumnezeu avea planul și îl punea pe profet să citească fie de la pagina 100, să zic, fie de la pagina 400. Zaharia, capitolul 12, de la versetul 2. Vă spuneam că acolo își va rosti Dumnezeu judecățile. În perioada aceea în care va mântui pe evrei. Va fi, dacă vreți, ca și cu ocazia eliberării din Egipt. În timp ce Dumnezeu îi scotea pe ei lui, a distrus Egiptul. 12:2. Iată, voi preface Ierusalim într-un potir de amețire pentru toate popoarele de prin prejur și chiar pentru Iuda, la împresurarea Ierusalimului. În ziua aceea voi face în Ierusalim o piatră grea. Pentru toate popoarele, toți ce vor ridica vor fi vătămați și toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui. În ziua aceea ce Domnul voi lovi cu amețeală pe toți cai și cu turbare pe cei ce vor călări pe ei. Dar voi avea ochii deschiși asupra casei lui Iuda și voi orbi pe toți caii popoarelor. Căpetenii lui Iuda vor zice în inima lor, locuitorul Salimului sunt tăria noastră prin Domnul oștirilor Dumnezeul lor. În ziua aceea Iuda va fi o vatră de foc, sub lemn ca o făclie aprinsă sub snopi, voi mistui în dreapta și în stânga pe toate popoarele de jur împrejur, iar Ierusalimul va fi locuit iarăși la locul lui cel vechi. Vedeți, numai aici se împletește prorocia cu împlinire fizică și cu împlinire spirituală în perspectivă în împărăția lui Dumnezeu. Versetul 9. În ziua aceea voi căuta să nimicesc toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului. Și aici se îmbină elementul fizic cu cel spiritual. Cu ultima generație se judecă Domnul acolo,
la fața locului. Cu celelalte generații, toți cei ce n-au iubit Ierusalimul, se judecă Dumnezeu în ziua revenirii sale. Iar în capitolul 14 avem alte detalii, și cum vă spuneam la un moment dat, care nu se pot împlini aici în întregime. Parte privesc sfârșitul cu mântuirea evreilor, parte judecata lui Dumnezeu și parte împărăția viitoare. 14 cu versetul 6, în ziua aceea nu va mai fi lumină, stele strălucitoare se vor ascunde, iată că asistăm la distrugerea pământului, profețită și în Apocalipsa. Va fi o zi deosebită, cunoscută de Domnul, nu va fi nici zi, nici noapte, dar spre seară se va arăta lumina. În ziua aceea vor izvorâi ape vii din Ierusalim și vor curge jumătate spre Marea de Răsărit, jumătate spre Marea de Apus, așa va fi și vara și iarna. Domn va fi împărat peste tot pământul, în ziua aceea Domn va fi singurul Domn și numele Lui va fi singurul nume. Versetul 11, ei vor locui în El și nu va mai fi niciun blestem în El, Ierusalimul va fi liniștit. Când? După această ultimă încercare a neamurilor de a se răzvrăti împotriva lui Dumnezeu. Versetul 20, în ziua aceea va sta scris până și pe zurgălăii cailor, sfinții Domnului și oale din casa Domnului vor fi ca potirile de jertfă înaintea altarului. Orice oală din Ierusalim și din Iuda va fi închinată Domnului oștirilor. Toți ce vor aduce jertfe vor veni și vor sluji de ele ca să-și fiarbă carnea. Observați că din nou avem elementele împletite. Nu va mai fierbe nimeni carne, dar vor bea pe înțelesul lor. Și nu vor mai fi cananiți, apar la subsolul mențiune, negustori, în casa Domnului oștirilor în ziua aceea. Când va fi asta? În împărăția lui Dumnezeu, după ce va judeca și își va pune cum până la Ierusalim, îi va selecta pe evrei, mântuind rămășița, iar restul se vor pierde împreună cu ceilalți dintre neamuri. Să recapitulăm, frați și surori, evenimentele de viitor nu pot fi cunoscute cu deamănuntul. Pentru că Dumnezeu a vorbit în mod simbolic. Însă cei credincioși vor înțelege la momentul potrivit. Ceea ce vedem, Dumnezeu i-a adunat pe evrei. De ce? Fiindcă vrea să mântuiască o parte din ei. Dar Ierusalimul va fi centrul atenției întregului pământ și a întregului cer. Acolo Dumnezeu va cântări fiecare evreu și acolo va măsura Dumnezeu plata pentru toate neamurile. Pentru că toate acestea au fost prinse într-un plan. Mă întorc la profetul Daniel, citindu-vă în încheiere, capitolul 9, versetul 24. E vorba de 70 de săptămâni care au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte. Și hotărârea Domnului se va îndeplini. Până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetuirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Iată cum sunt prinse în mănunchi și împărțite. 62 de săptămâni, 7 săptămâni, o săptămână împărțită, toate înscrise în planul lui Dumnezeu. În plan profetic așadar, ce urmează, pe fondul unei vremuri de strâmtorare, întoarcerea evreilor la Domnul. Piatra din capul unghiului a rămas în Sion, dar ea este și o piatră de potignire și o piatră de cădere, și o stâncă de cădere. Unii evrei îl vor recunoaște pe Domnul și pentru ei Domnul va fi piatra din capul unghiului. Vor înțelege profețiile, se va lua mâhramă și toată Biblia va fi clară pentru ei. Cred că se va întâmpla ca în Faptele Apostolilor și preoți vor veni la credință. Alții nu vor pricepe și pentru ei Mesia va rămânea piatra de potignire și stânca de cădere. După cum a scris Pavel în Romani capitolul 9,
când i s-au dezvăluit aceste lucruri. Versetul 33. Iată că pun în Sion o piatră de potignire, o stâncă de cădere, și cine crede în el nu va fi dat de rușine, nici în acea vreme critică, căci Dumnezeu va veghea asupra poporului său. Dar să nu acceptați ideea că Dumnezeu mai are de-a face ceva cu templul fizic și cu vreo întoarcere la sistemul jertfelor. În Evrei 9, de la 24 la 28, este scris că Domnul a intrat în templul din cer și ispășirea s-a făcut odată pentru totdeauna. Oamenilor este rânduit să moară, iar după aceea vine judecata. Deci, sub nicio formă, acele lucruri fizice nu-și mai au aplicabilitate sau valabilitate. Are valabilitate generală sângele Domnului Hristos, noul templu, asta până în ziua când se vor împlini numărul celor mântuiți. Mai întâi dintre neamuri și apoi dintre evrei. Toți mântuiți vor forma biserica Domnului. Doamne, ajută-ne să facem și noi parte din ea. Amin.